cu cartea. Știți de ce? Ca să trimit la editură și să vadă și editura. Da, cum o văzut copiii cartea asta, deci Valea Morilor. Zi! Ok. Spune. Mi-a plăcut cărticica aceasta pentru că m-a făcut să fiu veselă și mi-a deschis gândurile. Foarte frumos, zi. Mi-a plăcut și mie foarte mult cartea. A fost foarte frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult la ea? Mașinile perfecte. Ce nu ți-a plăcut la ea? Da. Nu la tine, mă uit, la tine mă uit. Ție. Ce nu ți-a plăcut? Fiindcă existau, uite, vedeți? Unui copil i-a plăcut și unui copil nu i-a plăcut. Ție ce ți-a plăcut? Ție ce ți-a plăcut? Să nu te las de un vis până ce nu este în plin. Oh, ce drăguț! Da! Și ție? Deci ție nu ți-a plăcut pentru că altcineva în locul tău trebuia să facă treaba, da, nu? Copiii mai să fie auziți, da? Copiii, lu, clar, tare, curaj. Bun, zi. Uite, ei i-a plăcut de croitoarea sa, Ana. De ce ți-a plăcut de ea? Fiindcă avea gânduri frumoase. Da, ție, blonduța de acolo, ce ți-a plăcut? Nu știi ce ți-a plăcut? Poți să spui, încă nu m-am hotărât ce mi-a plăcut. Trebuie să mă mai gândesc puțin. Da? Nadi, hai spune. Spune. Eu simt că niciodată nu trebuie să-ți pierzi imaginația. Foarte frumos. Foarte frumos.